noi și, așa cum spuneați dumneavoastră, nu se poate să nu remarcăm că un om cu o carieră absolut deosebită, general cu 4 stele, luate pe adevărat, era nu la apelul de seară, cum se mai spune despre unii, a ales să-și trăiască, să-și mănânce, ori să-și bea pensia la Bârsănești, locul de unde a plecat. Suntem în fața unei cărți scrise de o farmacistă. Repet chestiunea asta, dar această farmacistă, într-un laborator al ei personal, a creat o cerneală specială cu elemente de suflet, cu bucăți de inimă și cu foarte mult drag, și a scris cartea. Toată cartea aceasta are în ea dragostea de locurile de unde a plecat. Și știți că, în general, la asemenea manifestări, oficialităților li se dă cuvântul la început să deschidă, să vorbească, iar uneori, din binecuvântate pricini, să părăsească pentru alte treburi manifestarea. N-am făcut-o cu o intenție neapărat, dar am vrut să-l las mai la urmă pe domnul deputat Valerian Vreme, pentru că este om al locului, e om care a bătut mult zona circumscripției domniei sale și vă rog. Da, mulțumesc, domnule director. Din păcate, Albele nu este în circumscripția mea și tot timpul mi-e părul rău. Pracoceane și părinți, domnule director, domnule general, domnule profesor, onorată asistență, dați-mi voie să încep făcând o mică mărturisire. Maria m-a impresionat de data asta. Încă o dată. Și eu cred că ne-a impresionat pe toți. Cu tenacitate, cu dăruire. Sau uitați-vă, esențele tare stau în șipuri mici, da? A reușit iarăși să ne impresioneze. Spun asta pentru că ne mai impresionat de 2 ori. De data aceasta a părăsit domeniul în care s-a consacrat și a venit acasă. Acasă la Albele, un sat cu care am făcut și eu cunoștință acum vreo 30 de ani, da? 30 ceva de ani. Un sat care astăzi, prin această lucrare, este mai bogat. Iar cei din Albele, fie că locuiesc acolo, fie că, eu știu, sunt la depărtări, sunt sigur că această bogăție o vor aprecia și prețui. Poate unii vor citi cu nostalgie, poate alții se vor informa, alții se vor relaxa, dar aș mai vrea să scot un aspect. Un aspect așa care poate are legătură și cu politica. Știu că prin înainte de 2000 se spune despre secolul 21 că dacă nu o să fie religios, nu o să fie nimic. Eu aș vrea să mai completez un lucru. Să știți că dacă nu o să punem accent pe educație, atunci chiar totul se va dărâma. Iar provocările cu care ne confruntăm astăzi, și uitați-vă cât de mari sunt.
Nici eu nu credeam, la un moment dat, chiar cineva anul trecut spunea oficial, așa, din statistici, din studii ce face, că o să ne confruntăm cu provocări foarte mari. Acum o săptămână, acum două săptămâni, uitați-vă, nici nu mai știm când trece timpul, necazurile au căzut pe copiii noștri. Astă noapte, necazurile într-o altă parte a Europei, din care cu mândrie facem și noi parte, s-au abătut. Și iarăși mă întorc la cuvântul educație. Cred că și această carte și cei care o să o citească o să fie mai bogați și cu bogăție, cu înțelepciune. Poate n-au să recurgă la aceste gesturi care ne fac tristețe în suflet. Referitor la albele. Să știți că foarte mulți de prin zona asta chiar îmi spun la dumneavoastră, la albele. Da, mi-am luat această titulatură și încet, încet am devenit și eu un fiu al satului. Mulți mă întreabă de ce nu veniți mai des la albele. Să știți că trec. Dacă îmi trec, trec doar ca să fiu liniștit într-o localitate pe care împreună cu Brăteștiu, ei sunt cam frați pe acolo, după părerea mea. Cred că i-a lăsat Ștefan cel Mare. Am citit aici câteva rânduri în care spunea despre statura celor din albele. Oameni de înălțime medie, da? Poate un pic mai scuns. Și așa sunt și la Brătești. Eu cred că oamenii pe care Ștefan cel Mare i-a lăsat pe aceste locuri, care au stat așa mai feriți de drumurile principale și care au dezvoltat insule de conștiință, de tradiție românească. Și închei, revenind la tradiție, am văzut un capitol foarte important, tradiției. Cred că chiar este momentul să dăm atenție foarte mult, că de multe ori ne ducem spre alte tradiții, apreciem altceva, dar nu știm noi ce averi avem. Am să închei spunând că să știi, Maria, că dacă astăzi bunicul Grigore și Elisabeta ar fi aici, ar fi mândră de tine. Felicitări! Da, mulțumim. Eu știu, la o altă organizare administrativă, poate albele intră în aria, raza dumneavoastră de competență. În carte, un loc aparte și important, pe care a vrut neapărat să-l dea, Maria este dedicat celor care au plecat cântând de acasă și și-au lăsat oasele prin Basarabia, ori prin Ungaria, ori prin sau la noi în țară, în războaie. Eroi ai neamului nostru, precum și celor care s-au întors de la război, veteranii de război, cei care unii au venit întregi, alții au venit cu unele bucăți din trup lipsă. Pe lângă tradiție, așa cum spunea domnul Vreme, are și eroism subliniat în carte. Să cuvine să îi dăm cuvântul și autoarei. Mai ai ceva de spus?
Te rugăm. Înainte de asta, aș vrea să spun că Maria acum are o emoție în plus, pentru că va trebui să vorbească în fața tovarășei diriginte. Doamne, te rog. Chiar că nu știu ce să spun, după câte s-au spus, dar în primul rând vreau să vă mulțumesc, pentru că nu mă așteptam chiar așa să fiu, cum să spun, înconjurată de atâta căldură. Văd toți așa ochii ăștia cum se focalizează spre mine și sunt așa ca niște lasere, căldură între mine, prietenie. Așa, aș putea să mă adresez așa prezidiului, colegului meu, Stoica, care știți cine este, domnul director Filică Munteanu, care întâmplarea a făcut să fim colegi de liceu și să ne descoperim peste ani. Eu n-am gândit niciodată că o să lucrez în istorie. Domnul general Apostu, bun meu colaborator în realizarea acestei cărți și schimb de materiale, știți așa, și Valerian Vremei, care, din păcate, pentru mine este rudă. Este deputat, așa, din pardon, din fericire, da, scuzați, așa, nu era bine, era trecută cu vedere, da, așa, din fericire, așa. Deci este deputat, pentru mine este rudă. Așa, mă bucur că în sală sunt prea cuvioșii părinți care au funcționat la biserica din sat. Părintele Petrică Cuibar, părintele Costică, nu știu pe unde a plecat, puțin acolo. Și mai este în sală părintele Iulian Lazăr, care este din sat de la noi. Deci este provenit din sat. Sunt colegii mei de liceu. Sunt colegii mei de școală generală. Doi colegi de școală generală cu care ne-am văzut de 50 de ani. Deci, oricum, n-am trebuit să ne punem cu soare. Să ne revedem. Colegii mei farmaciști. Doamna profesor Manda Teodorescu, diriginta mea de liceu. Așa că dacă mai fac vreo eroare de exprimare literară, o să-mi dea din deget. Profesor de română acolo. Colegii mei de liceu, rudele. Deci este așa o adunare foarte caldă și foarte și prieten, bineînțeles. O adunare foarte caldă pentru mine. Mă bucur că ați răspuns la acest apel al meu și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Dar ca să nu lungeți vorba, vreau să vă invit să ne plimbăm puțin prin satul Albele. Să vedeți dumneavoastră cine este sătucul ăsta așa, uitat de lume. Mama de multe ori zicea, acesta sat și un sat uitat în creierii munților. Și de ce săraca spunea așa? Pentru că a trebuit să ne poartă la școală. În sala lui nu erau școli. Primii copii au învățat școala ciclu 2 la Valea Rea pe atunci, după aia căra bagajele la Târgu Ocna, la liceu. Și venea obosită și plină de praf și domnule, nu mai ajung în satul ăsta uitat în creierii munților. Și chiar așa este expresia, că chiar în creierii munților așa. Acum o să vin așa și cu doamna profesor Cartaș să vă plimb puțin imaginar, dar și cu ilustrații, să vedeți dumneavoastră de unde beau eu apă. Știți că este expresia asta, să văd eu de unde ai băut apă. Ei, cam din satul Albele am băut eu apă și o să vedeți. Despre carte și ce conține mai vorbesc, pentru că se va citi, se va vedea, sunt date de amănunt. Da, acum nu trebuie și acolo microfonul, nu? Da, da, bine, mersi mult. Da. Ajunge să rămân. Da, ajunge, dar mersi. Așa. Deci așa ca poziție, pentru cine nu știe unde este satul, Albele este, face parte din comuna Vârsănești, județul Bacău. Am scris și Moldova ca a nu se confunda cu Republica Moldova, e Moldova noastră din România. Și este situată în partea central-vestică a județului, de presiunea Taslău, între păraile Lupu și Zăbea. Cine a fost în sat știe, în partea de sud, deci înspre Vârsănești cum ar veni, părâul Calului la nord, la o altitudine de 349 de metri deasupra nivelului mării. Și aici, raportat așa la celelalte localități, ca distanță, este cam la 3 km de satele Scăriga în nord-est, Poiana la est, Clodosul la sud, 4 km de satele Berzunți, nord-vest, Bârsănești la sud, Brătești la sud-vest. Deci astea sunt limitele luate până la nivelul Moșiei, nu chiar în centrul satului. Și acum, dați la următor.
Așa, uitați aici, se vede foarte bine pe hartă, este o hartă luată de pe Google, cam cum este poziționat. Deci albele, Berzuț, Brăteș, Larga și această localitate Larga constituie un reper foarte important în ipotezele pe care le-am studiat privind proveniența populației. Așa, vedeți cum suntem situați, de Bălămea asta la Est, Livez, Berzuț, Brăteș. Dăm puțin mai departe acum, așa. Aici este intrarea în sat și cine a fost în sat cunoaște foarte bine. Vedeți aici, zona la Ciochinești. Așa este, este cantonul, vedeți că acolo o să dăm și o imagine imediat cantonul. Și chiar zona asta se cheamă la Ciochinești. De ce? Pentru că aici erau casele familiilor Ciochină. Familiile Ciochină au venit la noi în sat din Bălăneasa. A fost un schimb de proprietăți, pentru că acești ciochinești aveau cumva terenul lor chiar în mijlocul moșiei unui mare boier de acolo. Atunci a făcut un schimb, le-a dat pământ mai mult și a dus în albe. Și aici e zona Ciochinești. Cine ne înconjoară? Satul este situat la baza muntelui Berzunț. Așa este muntele Berzunț, văzut din sat de la noi, sub forma unei vatare, că chiar în sat îi se spune și muntele Vatare, deci toată lumea știți ce aia vatară, nu? Care se supra război. Așa, dacă nu ne uităm pe internet, pe Google și ne descurcăm cu vatară. Ei, satul nostru este, mă lăsați puțin imaginea noastră, așa, este situat chiar la cel mai înalt vârf de aici, cum se vede cam aici este, măgura Berzunțului, așa, este cel mai înalt vârf, la vreo 984 de metri. Asta este cea mai mare înălțime pe care o are muntele Berzunț. Și chiar acolo suntem noi situați. Așa. Aici este un peisaj de toamnă luat de pe Valea Bisericii. Abia se zărește turma. Este împădurit, văile sunt înguste, adânci cam la 50-80 de metri. Cam așa este înălțimea. Așa dau cel puțin topografic. Așa, hai să vedem mai departe. Așa, aici este important și pe situația asta vreau să insist. Primul document pe care l-am găsit privind atestarea zonei, deci nu ca sat structurat, este acest document din 9 martie 1585, în care viitorul sat albele, de fapt această denumire Alba, vedeți că este acolo scris mai gros, așa, îngroșat, apare ca hotar al mănăstirii Berzunț. Mănăstirii Berzunț și vedeți că acolo este scris Mănăstirea Bogdană. Deci Mănăstirea Berzunț în perioada 1566-1572, înființată de Bogdan, fiul Alexandru cel Bun, a purtat numele de Bogdana. Și iar denumirea Alba apare ca hotar. Și acesta este așa. Deci aici este extras chiar din documente, în copie, să vedeți așa. Acest document l-am mai găsit și în alte lucrări mult mai detaliat, în care nu cred că mai am în detaliu așa, băi, poveste, lăsați așa. Deci, ceea ce m-a determinat să consider că suntem noi acest Alba și nu un alt sat, pentru că acest document apare detaliat și în alte lucrări, în care mi-apar denumiri de Cernu. Cernu este pârâul Cernu care izvorăște din vestul munților, prin vestul culmei Berzunț și traversează partea aceasta până în, se varsă în Taslău, pe partea dinspre nord. Ei, acest Cernu, denumirea de Secături, denumirea de Săcătura, m-au dus la concluzia că noi suntem acolo, pentru că despre satul, nu știu dacă am mai pus aici, despre satul Alba spune că undeva este situat mai la răsărit, mai sub Măgura Mare, mai jos de Berzunțul. O să vedeți în carte, documentul este mult detaliat, nu l-am mai dat aici, deci acest reper că este situat la răsărit de Berzunțul m-a condus la ideea că noi se... Așa, uitați-l aici, foarte bine, vedeți? Este preluat dintr-o altă culegere de documente unde spune clar, vedeți hotarele, Săcături, Strâmba, Pârâul Cernului, Runcului, Datu, Geamănul, Predealul, Albele. Ei, aflați că acest râu Cernu mi-a dat această confirmare, Runcului, Datu și Geamănul este și acum
bradul geamănului, iar pe bradul geamănului, cine știe berzunțul, este la ora actuală construit schitul Ilie Tezvitanu. Deci acolo este, pe pustia bradului geamănului. Da, pe pustia bradului geamănului. Deci acestea sunt reperele care m-au condus la ideea că noi suntem. Și mai sunt și alte documente. Deci asta este despre loc. Deci arealul satului Albele, acolo este. Despre populație, populația, apar documente despre existența populației în zona limitrofă a satului Albele. Pe 1609, în 13 decembrie, apare un document în care se spune că un boier, Gavril Poiană, vinde casă și moară lui Ștefan Prăjescu din Ocina sa, din Poiană, la Valea Albă, să la Părâul Alb. Ei, cine știe intrarea sa de la Preluca, porțiunea aceea până la Ciorchinești, toată lumea spune că e Valea Albă lui, cei din Poiană. Deci presupunem că acolo erau acele case, dar nu intră încă în satul nostru. Și acest document îl mai găsim detaliat în alte actele 1610-1611. Ce este important despre populație? În 1737, și aici domnul profesor Cornel Stoica chiar dă niște documente foarte bine, de existența unui sat pe Părâul Zădea. Acest sat se strămută la 1772, dar nu știm unde pleacă cu exactitate populația, actul nu detaliază. Presupunem că a plecat pe Părâul al Bisericii, pe Părâul Calului, deci lumea cumva a plecat. Deci, dacă populația a fost acolo la 1737, s-a destrămat în 1772, nu știm exact dacă cumva s-au așezat, dar presupunem, pentru că în 1774 se face primul recensământ al populației din Moldova, în care satul Albele apare cu această structură de populație. Deci, așa. Și, deci, s-au catagrafiat doar case de familie, pentru că era o catagrafie din aceasta, din punct de vedere economic, e interesat prea mult oficialitățile vreme de atunci, mai puțin ca număr de suflete. Vedeți, dumneavoastră, sunt 24 de cap de familie în 1774, iar denumirea satului purta numele de Albile, deci Albile. Ce ne face, ne conduce la ideea să credem că această populație este venită din alte zone, cu precădere din zona Ardealului, după aceste determinante. Vedeți că fiecare număr în nume are un determinant. Toader, ungurean. Ioan, ungur. 56, unde facilita instalarea acestor transfugi. Și în satul nostru presupun că populația este de peste munți, din Transilvania, după acest determinant. Și bine, deci asta a fost prima catagrafie și din începând cu 1774 satul apare inclus în cum să spun, administrativ, în formă administrative. El aparținea, vedeți, ocolului Tazlău Mare de Sus. După aceea există o evoluție administrativ-teritorială pe care o găsiți în carte până la zi. Este asta pe mai departe puțin. Aici așa aspecte de prin sat, că dacă vorbim de hidrografie, satul are două părăiașe mari, Albele. Unii spun că satul Albele este format din cele două artere, Bisericii și Calului, și aici așa o fântână pentru sat cu un loc de adăpat animalele, dacă vedem mai departe puțin. Așa, aici este părâul de pe Valea Albele, de pe Valea Bisericii. Așa un pic așa supărat, era primăvara, adunase din topirea zăpezii, este fotografia făcută de mine, lui Șe Grozavă, anul trecut, în aprilie. Ia să ne mai plimbăm puțin, asta este biserica satului. Despre biserică, așa, datele sunt, n-am găsit, arhiva nu mi-a pus la dispoziție, nu sunt date, s-au pierdut, nu știu, n-am găsit un document exact care să-mi spună când a fost prima biserică în sat. Cert este că în 1838, la catagrafia din 1838, este înregistrat un preot, Ioan Dogariu, și doi dascări.
Ei, deci asta conduce la ideea că exista o biserică. Deși probabil sătenii spun și tatăl și a scris memoriile, și memoriile tatălui meu, bine, sunt în manuscris memoriile tatălui meu, spune că ar fi fost o biserică din lemn. Ceea ce știm și din materiale lăsate de părintele Nicolae Berilă, care a slujit acolo, pe care mi l-a pus la dispoziție părintele Petrică, cui banilor îi mulțumesc în mod deosebit că mi-a pus materialul la dispoziție. În 1856, biserica din lemn a fost renovată și la sfârșit, fiindcă părintele Egumen a fost foarte mulțumit că Beniamin la Priotul a fost mulțumit că lucrările au mers bine, a dat așa o, cum să spun, o plată lucrătorilor, s-au dus la crâșma lui Jupân Berla, că Jupân Berla era în sal la vremea aceea, și între timp a luat biserica foc, s-a mistuit în frături și tot ce a fost acolo nu mai rămas nimic. Așa. Și după aceea, abia în 1857, tatăl meu amintește în notițele sale de Anania Monahu, de Dionisie Monahu și de Beniamin Atonitu sau Lavriotu, deci cel care au reluat demersurile și au început construcția. Ceea ce mi-a atras atenția în documentele studiate, că peste tot este scris că biserica din Albele a fost construită în 1857. Dar stătem puțin, poate găsim Pisania. Deci în Pisanie apare 1859. Deci, vedeți, este acolo în alfabet slavon scris acest sfânt lăcaș cu hramul Sfinților Voievozi închinat Sfântului Muntea Amarii Lavrei Atonite au clădit-o cu cheltuiala și prestăluirea Madridului Beniamin Lavriotul anul 1859. Deci, eu rămân la concluzia că e 1859. Ce spune așa? În monografia scrisă de părintele Ioan Crăciun, primul preot care a fost acreditat oficial prin legea cultelor la noi în sat, a scris memoriile și spune acolo că biserica s-a sfințit, deci după construcție, în iunie 1860. Noi, iunie 1860. Părintele Crăciun, da, ne-a lăsat foarte multe date. Așa, să dăm noi acum unde e biserica acolo cu contraforții. Nu, un pic, ne întoarcem un pic. Așa, despre reparațiile, despre renovări, este important de spus. Cea mai amplă renovare a fost făcută în vremea aceea, în 1895, când părintele Ioan Crăciun a început să slujească de la noi din 1877, în 1894 este acreditat prin legea cultului și construiește acești patru contraforți pe partea de nord. E, și aici sunt controverse între informațiile găsite în literatură că ar fi în 1906, deci el așa spune. Deci asta în 1895. Reparații au fost foarte importante și o să-i amintesc aici reparația făcută în vremea socialistă de către părintele Costică, care este aici de față, care a schimbat aproape totul și i-a dat o altă înfățișare bisericii. Asta a fost în vremea socialistă și iar după aceea, după evenimentul în 1989, a început un amplu ciclu de renovare condus de părintele Petrică Cuibar. Întâmplarea a făcut că dumnealui nu mai slujește, nu mai funcționează în sat, iar acum, în 18 octombrie, biserica a fost resfințită, fiind preluate lucrările de părintele Andrei Grozescu, care este actual paroh. Să vedem mai departe ce mai e. Despre școală. Despre școală, ce să vă pot spune? Asta este școala așa cum arată acum. Îmi pare rău, m-am împrătit în jurul școlii de jur împrejur, n-am găsit un perete unde este să fie o firmă, deci, da, vă spun eu că e școala, deci nu este altă clădire. Vă rog să mă credeți. Așa. Dacă era cu firmă, pozam acolo, dar nefiind, vă rog să mă credeți pe cuvânt că e clădirea școlii și nu altceva. Școala la noi în sat s-a înființat în 1907, cu stăruirea multor oameni din sat. Prima școală a fost într-o casă particulară a lui Andrei Ciochină, tatăl dascului Ioan Ciochină. Trebuie să știți asta, dascului Ioan Ciochină, pe care părinții noștri prezenți aici de față l-au întâlnit. Lucrurile au fost anevoioase, s-a lucrat greu, dar în sfârșit s-a făcut școala. Deci, abia în 1924 s-a primit aviz de construcția școlii, s-a terminat în 1938. Sufletul lucrărilor, construcției a fost
învățătorul Emanuel Cioca, acolo în poziția aceea este, și soția dumneavoastră este fiul al satului, primul învățător al satului nostru. În mijlocul grupului este părintele Ioan Crăciun. Asta, fotografia este scoasă în 1936, preotul Crăciun era pensionar, slujea în sat părintele Nicolae Berilă, nepotul dumnealui, dar era inclus în comitetul de construcție a școlii. Așa, și pentru cineva din sat de la noi care este, să-l arată aici pe Ghița Dam. Aici, acesta este ruda lui, strănepotul lui, aici în sală, Ghița Dam. Așa, printre ei se află și bunicul meu pe acolo și mai este aici un domn pe care o să-l găsiți în carte, Alexandru Telimbeci, morarul și, cum să spun, informat și instruit între ale mecanicii. Da. Da. Acesta este învățătorul Emanuel Cioca. A fost născut în 1905, a decedat în 1945, în luptele de eliberare ale Clujului în război. Și războiul cel de rând mondial. Ia să vedem. Așa, și sătenii noștri s-au străduit să nu uite memoria eroilor și au construit acest monument în curtea bisericii, un aport deosebit la construirea monumentului și financiar și fizic. A fost veteranul de război, Grigore Cioca, stați că atâta m-am încurcat în ciocurile ăștia de m-am zăpăcit. I-am mai folosit și poretele și să-i separ cumva. Deci este zis Cucu, așa, este fratele învățătorului Emanuel Cioca. Da, deci ei au luptat foarte mult. Ei, m-am ghidat foarte mult după acest monument, i-am scris, pentru că vă spun, i-a dat așa o bătaie de cap. Capitolul ăsta eroilor, că și în toate documentele când îi găseai într-un că până la urmă am spus eu ceva, nu știu dacă e chiar atât de corect, să vedem ce arhive vor mai fi descoperite și poate eu pune alții într-o ordine mai bună, dar eu atât am putut să fac. Așa e, să vedem mai departe ce mai e. Și aici n-am să mai prezint eu prea mult datele străbune. Este Grigore Alecu Pascu, tatăl meu la vârsta de 80 de ani. Și am ținut să-l prezint și aici și în carte, pentru că din manuscrisul dânsului am putut scoate la suprafață și pune în carte toate orațiile folclorice ale satului, conocăria, tot ce aparține de nuntă, conocăria, iertăciunea, închinatul, plugușorul. Nu mai spun câte are caietul ăla lui, că nu mai putea să-i trie să le pun așa. Și am ținut să-i cinstesc memoria, să-i duc la capăt proiectul, pentru că el nu a reușit să facă acest lucru. Să vedem ce imagine mai avem. Așa, și aici sunt partea de etnografie și folclor pe care am vrut să vă prezint așa. Astea sunt obiecte originale, autentice din gospodăria noastră. Deci le avem întru totul. Oala, laptarul, tot ce vedeți în asta acolo. Așa, coșurile astea, ăsta mic cu așa tip poșetă, se împletit de tatăl meu. Lana de zestre, deci folosită, este în 1938, de la nunta mamei. Iar patul, cu ornamentele, sunt lucrate de tatăl meu și le-am păstrat și acum. Pentru că puteam să punem fel de canapele moderne, dar nu mai găseam pat de genul acesta. Altceva. Așa, asta este, întâmplător, este casa noastră, dar nu am prezentat-o neapărat să mă lau că e casa noastră, ci este tipul casei din Paiantă, pentru că în carte o să vedeți noastră acolo niște clasificări ale tipurilor de case și din Moldova și din sat. Este casa noastră, vedeți dumneavoastră dantelăriile acelea aplicate la stâlp și la cerdac, soarele, mitul soarelui. Este un mit acesta și ei țineau să-l prezinte și multe case din Moldova sunt în forma aceasta. Așa, tot așa aici un interior de case cu diverse obiecte pe plită. Aici am ținut să prezint această masă, masa din odaia cea curată, care era o masă cu picior ornamentat și fața de masă din in. În carte găsiți și cui aparțin. Nu mai spun aici ca să nu creeze. Așa. Tot așa. Măsuța noastră, asta e măsuța noastră, nu e cu trei picioare, întâmplare e cu patru.
dar e baza aia mică. Scăunioșele s-au prăpădit, nu le mai știu. Așa să spun aici, așa ca fapt invers, că este reprezentant în sală. Străchinele aparțin familiei Lazar Grigore din sat, că străchinele astea nu mai avem acasă. Da. E, aici este asta decorativă, țesăturile. Deci covoarele de sus sunt covoare de peste 100 de ani, sunt pe pereții noștri acasă, sunt țesute de bunica mea. Iar restul sunt mai recente, sunt țesute de mama. Cusăturile. Deci importanța așa dintre toate cusăturile astea este cea mai veche, este acest model de față de pernă lucrat pe muște, ca așa se zice, cine știe sunt foase. Așa și șervetele, astea sunt toate de acasă. Deci tot ce vedeți aici este din gospodăria noastră. Nu că dintr-un egoist am prezentat casa, am făcut acest lucru, nu prea am oamenii din sală nu au colaborat. I-am rugat să-mi aducă și fotografii. Au tăcut, n-au înțeles sau ceva s-a întâmplat, nu știu, sau n-au avut. Și atunci am apelat la fondul personal ce avem acasă. Așa, iile. Toate iile astea de la 1, 2, 3, 4 au peste 80 de ani. Sunt peste 80 de ani. Celelalte sunt mai recente. Acea pe bleu din 1970, iar asta este o ie pentru fetițe. Costumul național bărbătesc este costumul de mire al tatălui meu. În 1938 purtat, în carte o să găsiți acolo fotografia de la nunta lor după legatul miresii. Mama avea rochie de mireasă, nu costum național, dar tata așa era, îmbrăcat în acest costum pe care îl avem și acum acasă. Acum, statul modern. Modern așa, deci reactualizat după 1988, ulițele s-au schimbat, aspectul caselor este cu totul altfel. Vedeți, se construiesc și case de tip vilă. Noi, lumea, majoritatea încearcă să-și pună și apă curentă. Așa, iar aici, în final, este oara noastră de sarmale. Nu e plină, nu vă pot să vă servesc acum din ea, dar dacă o să facem o petrecere în sat la vară, că e frumos și cald, cu drag de inimă, o să facem sarmale în această oară cu ambele. Ce pot să vă spun? Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat în realizarea acestui proiect, rude, prieteni, părinții, toată lumea. Așa. Dacă vrea cineva să vă spună ceva din sală, cu drag, vă ascult. Dacă nu, vă invit să se fim ceva. Un duce. Socializare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă mulțumesc. Da? Cineva vrea să mai spună ceva. Dăm microfonul? Nu. Cred că toată lumea o să mă aud. Îi mulțumesc din suflet, Maria, pentru că ne-a invitat pe o parte dintre noi. Da. Și apreciez enorm de mult ce s-a străduit să facă o zi atât de frumoasă pentru noi sătenii de la Albele. Am intervenit doar cu o mică precizare că am văzut că și Maria era supărată de faptul că învățământul din satul Albele, în general, pe ansamblu, lasă mult de dorit și mă doare. Și a specificat acolo că nici măcar o inscripție n-a găsit la școală. E greu. E greu, dânsa s-a străduit enorm pentru ceea ce ne-a prezentat astăzi. Și în legătură cu asta vreau, în ceea ce privește învățământul, vreau să spun că a atins Maria foarte bine acolo o chestiune. Învățământul în satul Albele a avut loc la 1 octombrie 1907. Domnul învățător Emanuel Cioca scrie într-o monografie pe care noi am luat-o de la școală, și specifică foarte bine și un ordin al ministrului 6713. Da, există și în cartea lui domnul Stoica, am găsit așa ceva în Valea Trotușului, e specificat foarte bine acolo. Intervenția mea am făcut-o pentru faptul că, așa cum spunea Maria, să culeg date extrem de greu. Pe noi, cei care suntem aici în sală și poate și mulți alții care sunt cu mare suflet să realizeze ceva, ne vine greu. Eu sunt în partea Vranciei, momentan sunt în Vrancea, sunt cu trupul, dar sufletul meu este tot la acest sătuc care mi este atât de drag. Vă rog un pic, mi-a cerut tare că mai aveți un pic de răbdare până aveți să-l ascultăm un pic pe Grigore Poascu, cu orația. Este excepțional de frumoasă, este înregistrată de profesorul Ion Ciubotaru de la Iași, a fost difuzată în emisiunea Pe un picior de plai,
realizator Silvia Ione, pardon, Ciubotaru. Așa, așa un pic, cine l-a cunoscut pe tata din sat se amintește, părintele Costică, care l-a iubit așa de mult și v-ați iubit reciproc și noi vă iubim și pentru colaborare. M-a un picuț așa. Nu o să lăsăm tot, că durează, că cam jumătate de oră este așa, dar noi o să selecționăm și... Da, mulțumesc frumos! Țineți microfonul acolo de difuzor. Principul creator și interpret de folclor din Moldova, Silvia Ciubotaru îl prezintă astăzi pe Grigore Pascu, din satul Albele, comuna Bărsănești, județul Bacău. Între Cașin și Trotuși se teacă munții Bacăului, umbriți de păduri cu poine înflorite. Oamenii acestor locuri mai pomenesc de vremurile când domnul cel mai iubit al Moldovei a fost folosit pavăză acestor codri împotriva turcilor. Era firesc să întâlnim aici povestitori în buna tradiție moldovenească, aplicați către stilul florit și pitoresc. Dintre aceștia îl prezentăm astăzi pe Grigore Pascu. Jovial, îmbinând blândețea nativă cu un umor fin, povestitorul a îndrăgit aproape toate speciile epice, fiind cunoscut ca vornic de frunte și meșteșugit interpret al orației agrare de anul nou. Era un căutat vornic la munți, de înaltă clasă, transmițând prin ținută și modul de rostire a textului întreaga încărcătură emoțională a momentului. După preambulul alegoriei Colăcăriei, prin care se caută transpunerea asistenței în dispoziția sufletească necesară urmăririi discursului, vornicul ne introduce într-o lume minifică supradimensionată. Observăm că varianta prezentată de Grigore Pascu se detașează de alte versiuni prin amploarea suflului epic, prin rafinamentul artistic al unor versuri și imagini poetice, prin întreaga atmosferă de miracol pe care o degajă. Mirele este un tânăr împărat îndeplinind o acțiune rituală în cele mai amănunțite gesturi. Flăcăii care soțesc alaiul sunt fii de ghilărari, iar vornicii puși să vestească sosirea alaiului sunt soli împărătești. Un sfat de înțelepți, în frunte cu numul cel mare, privechează la depășirea cu bine a tuturor obstacolelor. Ideea căutării stăruitoare este învăluită într-un halou erotic și eroic, elogiu adus frumuseții miresei, ciută sau floare fără seamă de minunată, dar și virtuților mirelui, hotărâre, voinicie, vitejie, voință, intensitatea sentimentului de dragoste, hărnicie și altele. Tânărul orice om parat, atunci arată mirele. De dimineață s-a sculat fața albă și a spălat părul negru peptănat în haine noi, s-a îmbrăcat din trâmbii, s-a sunat mare oaseală. 155 flăcăi cu mir din cei mai mari fecioși de general, de lângă mare, de unde soare lăsat. Și-am pornit la vânătoare și-am vânat țara de sus și despre apus până caii au sărcut și potcoabele au căzut. Atunci ne lăsarea mai jos pe un plai frumos și începurul de vânare, munțul cu brază și magii, dealurile cu porcurile, lungile cu florile și satele cu fetele.